Și anume, se admite solicitarea concurentului electoral doamna Silvia Radu, expusă în contestația numărul CEC 10/27 din 19 octombrie 2016. Se solicită Curții de Apel Chișinău examinarea anulării hotărârii Comisiei Electorale Centrale numărul 303 din 26 septembrie 2016 cu privire la înregistrarea doamnei Ina Popenco în calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, desemnată de către Mișcarea Social-Politică Ravnoprave, a simbolului electoral al acestea, confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ la Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe trezorier. Punctul 3 din prezenta hotărâre presupune publicarea în monitor oficial și pe pagina web a comisiei, precum și intrarea în vigoare de la momentul adoptării. Stimați colegi, voi supune votul dumneavoastră adoptarea hotărârii cu privire la contestația numărul CEC 310/27 din 19 octombrie 2016, depusă de candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, doamna Silvia Radu, cine este pentru, rog să vă pronunțați prin vot. 8 voturi pentru, cine este împotrivă? 0 voturi. Cine s-a abținut? Un vot abținere. Mulțumesc, hotărârea a fost adoptată.